Autoritățile din România continuă să privească surde și mute nenorocirile care se petrec la Spitalul Sfântul Pantelimon. De la dosierea morților, mistificarea cauzelor deceselor în serie și până la furtul de medicamente vitale și scoaterea lor la vânzare pe piața neagră, totul, la un loc, are un epicentru. Întâmplător, unul dintre marile spitale de urgență ale unei metropole de 3 milioane de suflete. Pasivitatea criminală a tuturor organelor de control și de anchetă penală este stupefiantă. Cu excepția unui dosar penal care a bubuit odată cu scandalul morților pe bandă rulantă de la ATI, deschis și ăla de procuror numai fiindcă directora de îngrijiri a depus denunț, nimic. E o liniște înspăimântătoare. Ba nu, greșesc. Singura care are de pătimit e fix cea care a dat legal, toată mizeria. Vor să o dea afară, din concediu medical. Mai contează codul muncii când patria o cere? Ai îndrăznit să gripezi motorul fabricii de bani? Plătești cu locul de muncă și cariera. Între timp însă, spre disperarea celor care vor să îngroape cazul, dezvăluirile România TV continuă în cascadă. Ieri a apărut și verică lipsa rețelei. Firma de pompe funebră, mufată exclusiv la, scuzați-mi cinismul, morții produși de spitalul care trebuia să-i salveze. Îți crapă capul de furie. Văzând filmările, am crezut că împleznește vreo arteră. Vă puteți închipui că în anul 2024 există o societate comercială, fie ea și de îngropăciuni, cu exclusivitate pe cadavre? Ei bine, da, există. Vă puteți închipui legătura romantică de familie, cimentată cu un copil, dintre o doctoriță de la UPU, întâmplător șefa structurii, și temutul interlop Stile Pietroi, din clanul Caranilor? Ei bine, da, așa e. Are cineva voință, nu mai zic de curaj, să vadă cine sunt cei care asigură accesul în spital și paza lui? Dacă noi știm toate astea, iar Ministerul, Procuratura, Miliția și Serviciile nu au habar sau țin complice capacul pe oală, atunci cineva trebuie să se desfințeze. Și cu siguranță nu suntem noi aia.